Se presupune că secretele francmasonilor se ascund în spatele tuturor lucrurilor, de la planificarea capitalelor până la crimă. Membrii enigmaticei frății masonice includ politicieni de seamă, părinți fondatori și titani ai afacerilor. În vremurile moderne, masonii sunt cunoscuți pentru că donează milioane pentru organizații de caritate. Dar cine sunt francmasonii și ce reprezintă ei? Există într-adevăr o strângere de mână secretă a francmasonilor? Iată 7 lucruri pe care nu le știai despre francmasoni. Francmasonii sunt cea mai veche organizație fraternă din lume. Francmasonii aparțin cele mai vechi organizații frățești din lume, un grup început în Evul Mediu în Europa ca o breaslă de constructori pricepuți. Astăzi, francmasonii sunt o organizație socială și filantropică menită să-i facă pe membrii săi să ducă vieți mai virtuoase și mai orientate social, spune Margaret Jacob, profesor de istorie la Universitatea din California, Los Angeles. Întemeiată în iluminism, organizația încă transmite valorile de bază ale epocii: toleranța religioasă, setea de cunoaștere și sociabilitatea. Deși nu este o societate secretă în sine, are parole și ritualuri secrete care își au originea în breasla medievală. În breasla originală existau 3 etape: ucenic, calfă și maestru, mason. Astăzi, aceste grade sunt mai filozofice. Simbolurile francmasonilor nu sunt ceea ce crezi. Francmasonii au comunicat de-a lungul timpului folosind simboluri vizuale extrase din uneltele sideriei în piatră. Ochiul atotvăzător sau ochiul providenței, deși nu a fost conceput de masoni, a fost folosit de grup pentru a reprezenta omniștiența lui Dumnezeu. Cel mai cunoscut simbol masonic, echerul și compasul. Geul din centrul său rămâne supus disputei. Unii experți de la Massachusetts cred că geul din centrul simbolului reprezintă geometria, un domeniu critic pentru primii francmasoni, în timp ce alții cred că îl reprezintă pe Dumnezeu, marele arhitect al universului. Există un alt simbol masonic, cel puțin cunoscut, extras din natură: stupul. Se spune că stupul simbolizează hărnicia. Se pare că da, există o strângere de mână francmasonă. De fapt, mai multe. Francmasonii se salută unul pe altul cu o varietate de strângeri de mână, toate bazate pe rangul cuiva în cadrul organizației. Există o strângere de mână pentru fiecare grad: ucenic, calfă și maestru, adică în primele 3 grade și de asemenea în gradele superioare. Fiecare rit are propriile strângeri de mână, așa că există o varietate destul de mare. Sunt folosite în timpul ceremoniilor masonice. Biserica Catolică interzice membrilor să fie francmasoni. În timp ce francmasoneria nu este în sine o religie, toți membrii ei cred într-o ființă supremă sau, cum spun ei, marele arhitect al universului. Membrii provin din mai multe credințe, dar o confesiune în special interzice orice încrucișare. Biserica Catolică a condamnat pentru prima dată francmasoneria în anul 1738, determinată de îngrijorarea față de templele masonice și ritualurile secrete săvârșite în interiorul lor. În secolul al XIX-lea, Vaticanul a numit templele masonice Sinagoga lui Satan. Biserica a mers și mai departe, iar în anul 1983 declară că principiile lor au fost întotdeauna considerate ireconciliabile cu doctrina bisericii și prin urmare aparența la ele rămâne interzisă. Credincioșii care se înscriu în asociațiile masonice se află într-o stare de păcat grav și nu mai pot primi Sfânta Împărtășanie. Francmasonii au inspirat primul terț politic al Americii. În domeniul politicii, primul terț partid din Statele Unite, Partidul Antimasonic, s-a format în anul 1828 ca răspuns la temerile că grupul devine prea secret și puternic. Mulți dintre membrii săi au promovat teorii ale conspirației despre francmasoni. Masonii sunt încă un grup de băieți, în mare parte. În mod tradițional, calitatea de membru francmason a fost deschisă doar bărbaților.
În Constituțiile din 1723 ale grupului, un fel de ghid al organizației scria sub egida Marii Logi a Angliei că femeile și ateii au fost excluși împreună cu oamenii sclavi. Acum zidarii vin din alte categorii sociale cu condiția să își permită să plătească abonamentul anual. În timp ce femeilor li se permite să se alăture unei organizații afiliate numite Ordinul Stelei de Est, iar unele loje recunosc femeile membre. Masoneria nu este atât de universală pe cât pretinde, deoarece în multe țări femeile și ateii sunt încă excluși. În Statele Unite ale Americii și în Europa, aceste reguli pot varia de la oraș la oraș. Francmasoni celebri pot fi găsiți de-a lungul istoriei. George Washington a fost membru mason, iar Benjamin Franklin a fost membru fondator al primei loji masonice din America. Președinții Franklin, Roosevelt și Gerald Ford au fost masoni, la fel ca și prim-ministru Marii Britanii Winston Churchill. Se pare că și Amadeus Mozart ar fi fost de asemenea mason.